Și atunci am mers pe această idee pe care am mai experimentat-o acum vreo 4 ani, când am lucrat aproape în aceeași formulă la Hikikomori, cu Vlaicu și cu Nicoleta, de a ne folosi fiecare armele proprii și de a aborda mai sincretic acest proiect. Și atunci am decis să lăsăm textul așa cum este, să vină Nicoleta cu prezența ei și cu felul în care alege, cine va veni va observa acest lucru, cum alege să citească textul, ceea ce mi se pare un experiment foarte, foarte fain, foarte fresh în zilele astea. Vlaicu cu partea de sunet și eu cu partea de video. Și să plecăm fiecare cumva de la experiența noastră personală în ceea ce privește pandemia, în ceea ce privește ultimul an jumate, și să lăsăm spectatorii care vin, care vor fi prezenți în sală, să facă singuri, să zicem, conexiunile între aceste 4 tipuri de discurs. Vorbim despre un spectacol work in progress, despre un tip de spectacol care nu știm exact unde va ajunge. Ce înseamnă pentru voi ca artiști tipul acesta de lucru? Sau este o metodă normală de lucru la care noi doar asistăm acum, așa că, pentru că avem ocazia, de fapt, să asistăm cu acest tip de spectacole? Da și nu. De obicei, da, cred că și artiștii și spectatorii în general sunt obișnuiți cu acest concept de produs finit, dar care nu e niciodată un produs finit. Adică orice spectacol care e lăsat, să zicem, de regizor într-un teatru are o viață, are un traseu destul de organic, mai mult sau mai puțin. Diferența între acest tip de spectacol, să zicem clasic, și acest tip de work in progress, de spectacol work in progress, e mai degrabă latura performativă, și anume faptul că el poate suferi mutații destul de vizibile, să zicem, de la o reprezentație la alta. Sau ne permite, lasă cumva viitorul deschis și ne permite să schimbăm după bunul plac, în funcție de cum poate ne simțim peste jumătate de an sau peste o lună sau peste 2 ani, să schimbăm lucrurile. E o negociere, de fapt, nu? Cu ceilalți artiști. Evident, și da, e o actualizare, o reactualizare a unui discurs interior care, evident, că se schimbă odată cu tine. Ați mai lucrat în această formulă? Cu Nicoleta, de exemplu, v-ați mai întâlnit? Da, cum spuneam mai devreme, acum vreo 4 ani Vlaicu a propus acest proiect Hikikomori. Doar că atunci în acea echipă lucra și Cristina Mila pe partea de decor și de costum, și ne-am mai avut alături și pe, din câte țin minte, pe Emil Mândanac și Raluca Produ ca voci, care apărea în partea de sunet al lui Vlaicu. Roxana Lăpădat îmi spune că vă veți ocupa de redefinirea spațiului de performance, care o să arate total diferit față de experiențele de până acum. Eu tot aș vrea să înțeleg mai multe. Ce înseamnă total diferit față de experiențele de până acum? E posibil că se referă în primul rând la spațiul teatrului, care până la urmă este un spațiu destul de clasic, are o scenă și o sală. Da, încercăm pentru a nu știu câta oară să invităm publicul să ni se alăture, ca să zic așa, în spațiu, și oferim posibilitatea să ia parte la proiect și să folosească spațiu ca, să zicem, ca într-un muzeu sau o galerie de artă contemporană, în care ești liber să te plimbi unde vrei și să poți să-ți întinzi senzorii din orice punct al sălii. Deci nu se va sta pe scaune. Nu. Va exista și această posibilitate pentru cine dorește. Am avut această negociere acum câteva zile. Dar în același timp, da, ne-am dorit ca oamenii să se poată plimba, mai ales că avem toate aceste elemente, sunet, video, prezență, care nu sunt neapărat, să zicem, așezate într-un mod clasic. Într-un geografic, da? într-un vector al sălii. Adevărul este că sala de la Teatrelii permite acest lucru, pentru că, în primul rând, că nu sunt scaune fixe, deci sunt mai curând niște fotolii pe care le poți muta oriunde vrei. Și apoi există scena, care este relativ ușor accesibilă. Spațiul nu este foarte mare.
pentru cine îl cunoaște, dar creează o formă de intimitate. Eu am văzut câteva spectacole acolo, creează o formă de intimitate care poate fi uneori intimidantă pentru spectator. Mizați pe lucrul acesta? Pe intimidare nu neapărat, dar pe intimitate da. Să vorbim puțin despre experiența precedentă pe care ați avut-o în acest tip de, în această serie de spectacole cu Bobby Pricop. Int Ext era titlul acestui performance care s-a derulat în vitrinele galeriei Galateca din București. Cum a fost această experiență? A fost foarte faină și a fost o recompensă emoțional, în primul rând, cred că pentru toți cei care au participat, pentru că venea după toată această pauză prin care am trecut cu toții și Bobby a primit această propunere din partea CreArt, Teatrelli, după care cred că am fost primul contactat. Noi colaborasem de curând la un proiect care a fost, de fapt, un workshop în care am lucrat cu studenții de la UNATC și ajunsesem să ne cunoaștem destul de bine în intimitatea unor procese de negociere, cumva, și am început să agrem genul ăsta de lucru. Și am decis încet, încet, pe măsură ce au tot intrat oameni în proiect, ne-am gândit împreună pe cine am dorit să aducem pentru partea de text, de dramaturgie, pe partea de performance și așa mai departe, și pe măsură ce echipa se tot mărea, am decis că poate ar fi fain să nu mergem pe o linie de producție clasică, ierarhică, și cumva să participăm cu toții de pe picior egal la crearea spectacolului, performance-ului. Și cam asta a fost procesul de creație. Și bineînțeles, a avut loc online, pentru că eu eram la Cluj, mă rog, ei se plimbau prin țară, o parte erau aici în București. Și l-am creat în felul ăsta, discutând, și procesul a fost, de fapt, punerea în pagina unor principii pe care am încercat să le urmăm apoi, când am întâlnit. Ați văzut și spectacolul Eugen Jebeleanu? Nu am ajuns. Nu. Poate cine știe, la un moment dat vom avea ocazia de a revedea toate spectacolele din această serie, într-o formă care să fie poate mai închegată sau mai deschegată, nu știu. Cred că libertatea este foarte mare la un astfel de spectacol care nu obligă, de fapt, nu? Cred că e loc de experiență în toate direcțiile. Da, cu siguranță. Și sunt curios, în eventualitatea în care toate cele patru, mă rog, al patrulea ar fi cred că Letei, nu? Care urmează. Dacă ar fi adus împreună, sunt curios să văd ce fel de rezultat ar produce. Să vorbim puțin despre parcursul dumneavoastră și despre celelalte vieți dincolo de scenografie. Deci, clujan? Nu, sunt arădean. Am locuit în București timp de 19 ani și de 5 ani locuiesc în Cluj. De ce? Am decis că vreau să fiu mai aproape de natură. Începusem să umblu în Cluj din când în când, ocazional, și m-a sedus, să zic așa, faptul că orașul este atât de aproape, adică în 5-15 minute poți să fii în pădure, poți să fii pe munte într-o oră. Și sunt lucruri de care, cred că după o vârstă încep să faci genul ăsta de legeri, să spui, da, aș vrea să, ca viața mea să fie, să arate în felul ăsta. Am decis că oricum mă plimb foarte mult, oricum nu stau într-un loc, să zicem, locul pe care îl consider casă. Întotdeauna au fost... m-a primit doar jumătate din an, să zic, și restul sunt pe drumuri. Dar am zis că baza aș vrea să fie aici. Între timp s-a întâmplat un alt eveniment fericit. De 3 ani de zile am o fetiță și consider că am făcut o alegere, fără să știu că voi face această alegere pentru ea, am făcut o alegere bună. Mi se pare că e un oraș mult mai bun de... E un oraș foarte agreabil, copii, da. Verde. Se mănâncă bine la Cluj. Acasă, în primul rând. Da. Da, dar s-au și deschis. Eu cred că în zona de gastronomie în Cluj a făcut eforturi considerabile. Cu toate că ar putea să mai apară câteva restaurante Pot orientale. Să vă dau adrese. Orientale.
Nu e rău. Middle Eastern, mai degrabă. Da. Da. Da, până... Eu am câteva adrese să vă dau, dacă vreți, după aceea putem vorbi și despre asta, dar nu sunt orientale neapărat. V-a permis faptul că locuiți așa în mijlocul țării să vă desfășurați puțin mai mult și proiect în alte orașe, sau pentru că oricum călătoreați, a fost așa o evidență? Da, pattern-ul a urmat, firesc, adică nu se schimba ceva în sensul acesta. Însă acum, din cauza, cum spuneam, că a apărut această nouă persoană în viața noastră, încerc să rămân mai aproape de bază și să mă mișc mai puțin. Ea s-a plimbat cu noi în primii 3 ani, destul de mult, și a părut că se adaptează foarte bine oricărui loc, dar cred că din punctul ăsta deja începe să socializeze și ea să aibă o viață proprie. Ce frumos e spus, o nouă persoană în viața noastră, este prima oară când aud formularea aceasta. Dar într-adevăr, da, este o persoană. Absolut. Da, categoric. Deci, să luăm pe rând. Artist video, așa, a fost primul lucru către care v-ați îndreptat sau cum? Nu, cred că scenografia a fost primul. Adică am și făcut câteva zeci de spectacole la Universitatea de Arte. Da. După care lucrurile au curs cum a firesc, în sensul ăsta. Însă da, eu am cochetat de încă din dinainte să am un computer, probabil, cu ideea de animație. Și partea asta de video și de experiment cu animația a venit cumva firesc. Și da, am lucrat probabil peste la 80% din spectacolele la care am participat cu video, pe care îl integrez în continuare în proiectele mele, doar că am schimbat puțin perspectiva în care o fac, din care o fac. În ce sens? În sensul în care prefer să lucrez mai degrabă cu performerii și să las video să facă parte din ceea ce ei aleg să manipuleze, așa că încep să aduc din ce în ce mai puțin video pregătit, ca să spun așa, în spectacole și să las lucrurile să se întâmple mai degrabă live și camerele video să devină mai degrabă extensia performerilor. Și un instrument de lucru, asta înseamnă că la fiecare spectacol partea video se realizează live? Da, încerc să lucrez cu... Cam ăsta e conceptul pe care încerc să merg în ultimii ani. Și până acum rezultatele au fost spectaculoase. Deci și marja de improvizație e destul de mare. Cu siguranță. În același timp, da, trebuie să există o rigoare extrem de mare în funcție de spectacol. Dar da, există mult loc de improvizație în alte cazuri. Ce fel de instrument este video astăzi pentru lumea teatrului? E... Nu știu, cam cum îl vedeți? Noi îl vedem ca spectatori, îl vedem din ce în ce mai prezent. Există foarte multe avantaje, există și niște mici inconveniente pentru mine ca spectator și vi-l spun pentru că uneori mă las prinsă mai mult de partea video și uit să mă mai uit la actor, la performer și nu știu dacă este bine și mă simt uneori foarte vinovată și nu prea știu exact în ce fel de lume trebuie să mă așez mai întâi. Avantajul fiind că dacă se întâmplă așa, am chef să mă duc să văd și a doua oară spectacolul. Da. Da, e un avantaj ăsta. În același timp depinde cum e folosit. Și eu încerc să-l folosesc din ce în ce mai puțin, mă rog, ceea ce făceam, să zicem, la începutul carierei, în mod ilustrativ, și mai degrabă să aibă acest rol activ și să fie, de fapt, o extensie a performerului în această convenție postumană de care se tot vorbește în ultima vreme. Dar probabil tocmai pentru că am început de foarte devreme, eu am început să încerc să scot video din munca mea în ultimii, să zicem, 5 ani. Și să merg pe principiu că dacă poți să faci altfel ceva, adică fără să apelezi la video, mi se pare mai degrabă de preferat. Dar ce înseamnă să vă reîntoarceți la alte lucruri? Să ne întoarcem la prezență, la prezența performerilor și la prezența lucrurilor care sunt în spațiu în momentul acesta. Mi se pare că riscul cu partea de video este să ne depărteze câteodată. Mi se pare că acest tip de imersivitate de care se tot vorbește tinde să devină una pasivă pentru public, mai degrabă decât una activă. Și atunci mi se pare că trebuie să apelez la altfel de tertipuri ca să aprinzi din nou prezența
o prezență activă în public. În ce fel, ce public. Cu ce fel de public avem de a face acum în România, mă refer? Depinde. E cu siguranță publicul începe să devină mult mai informat, dar mie îmi place să cred că această tendință de a gândi lucrurile spre un produs absolut, spre un produs ideal care să însemne și entertainment și substanță, e un pic riscant și prefer să trăiesc într-o lume, cel puțin în capul meu deocamdată, în care există foarte, foarte multe nișe. Și e posibil ca pentru un spectacol, pentru un produs să existe doar, nu știu, 20 de spectatori ideali. Și pentru altul 30, și pentru altul 200. Dar mi se pare important să trăim într-o lume în care există acest tip de diversitate. Și atunci n-aș merge pe încercarea asta de a atrage un numitor comun. Dar ce înseamnă un spectator ideal? Înseamnă cineva care vine pregătit, informat, de preferat fără prejudecăți, deschis, cred că deschiderea e foarte importantă și cred că nu are de-a face neapărat cu o apetență pentru un anumit tip de artă sau de cunoștință înspre a citi arta, ci mai degrabă cu o deschidere umană. Cred că mai degrabă acolo e... Un spectator care vine preferință. Informat. Asta înseamnă că înainte de a veni la un spectacol, trebuie să știu al cui e spectacolul, ce fel de text e, cine sunt performerii, poate eventual să am o idee despre tema despre care, nu? E ceea ce ne spuneți? Eventual, da, e posibil, adică unele persoane funcționează așa. E interesant, da. Dar în același timp mi se pare că e foarte valabil și experimentul de la cealaltă extremă în care vii total nepregătit și... poate este mai vie experiența în care te lași dus de ceva care habar n-ai unde duce. Adevărul este că spectacolele de astăzi ne solicită de multe ori în această direcție și mă bucur că ați fost, pentru că și eu, dar să zicem că jurnaliștii culturali au alt tip de mod de funcționare, dar și eu, ca simplu spectator, am simțit nevoia uneori sau am avut regretul că nu m-am informat mai bine înainte de a ajunge într-o sală de spectacol, pentru că poate că aș fi avut mai actuale codurile, cheile de lectură pentru a înțelege puțin mai bine despre ce era vorba în spectacolul respectiv sau a profita mai bine. Cred că este important și mă bucur că ați spus lucrul acesta, să știm cine sunt artiști, dacă nu-i cunoaștem. Pentru că astăzi aproape toți putem afla câte ceva uitându-ne numai pe internet. Pentru că ne ajută să înțelegem puțin mai bine spectacolul la care am venit să asistăm. În același timp, cred că avem de-a face, nu știu, să-mi spuneți dumneavoastră dacă sentimentul meu este bun, și cu o nouă generație de spectatori care cere lucruri foarte diverse de la un spectacol. În primul rând, cere o temă care să fie de actualitate, cere un anumit tip de experiență. Un spectator care, dacă vine la Teatrelii sau la tipul acesta de sală, de spectacol, are niște așteptări, nu? Nu știu, cum simțiți dumneavoastră lucrurile acestea? Fiecare loc își creează în timp propriul public, într-adevăr. În același timp, da, cred că e corect. Cred că este. În același timp, da. Cred că un spațiu ca Bucureștiu sau, nu știu, și Clujul, de exemplu, tinde să producă din ce în ce mai mult content, mai ales după ce am trecut prin această perioadă a pandemiei, care să se poată răsfrânge și în alte spații, nu doar în cele clasice. Nu, adică, de exemplu, acum colegii mei de la Reactor au o serie de prezentări ale unui laborator care a avut loc în ultima lună și unul din spectacole va avea loc în pădurea Făget. Mă rog, zilele astea, altele în oraș. Adică, cumva, încercăm să spargem cumva bariera asta unui loc consacrat în care oamenii vin cu așteptări și mai degrabă
să luăm din teatru, de fapt, ceea ce este esența lui, indiferent de locul în care se întâmplă, și anume întâlnirea dintre cele două părți, dintre public și performeri. Cum a fost acest an și jumătate pentru dumneavoastră? A fost foarte dificil, dar în același timp am reușit destul de repede să găsim resurse, să ne reorientăm, să ne repornim cumva motoarele. Bineînțeles, cantitate mult mai mare de introspecție, dar acest exercițiu de a căuta planul B, planul C, planul D, cred că a prins foarte bine. Și pe mine cel puțin m-a dus într-un loc în care mă simt foarte confortabil acum. Adică se pare că m-am legat destul de puternic în ultimul an de reactor, locuind acolo oricum. Am avut șansa, eu am făcut în ultimii 2 ani, am făcut masterul de regie la Târgu Mureș cu Cristi Popescu și am avut șansa să pot să-mi fac spectacolul de dizertație la reactor. E primul meu spectacol ca regizor și va avea premiera în câteva zile. El a fost pregătit în vara trecută, doar că a stat pe tușă până acum, când avem ocazia să-l jucăm în sfârșit. Ce titlu are? Despre ce e vorba? Acum spune, dacă tot ați venit, vorbim despre realitate. Se numește Interior Lumină și am plecat de la tema depresiei, a crizei de identitate, că s-a potrivit ca o mănușă pe perioada asta. Da, și am lucrat cu dramaturga Ioana Hogman și cu actorii Oana Mardare, Oana Hodade, Doru Taloș și Adoni Stanța. Și am avut un laborator extrem de lung, de 4 luni de zile, în care am povestit inițial față în față, apoi pe Zoom, despre toate aceste lucruri din viața fiecăruia, după care am generat material, după care am început să repetăm și totul s-a adunat într-un performance de 2 ore care, din ce am aflat până acum de la oamenii care au venit să-l vadă în vizionări, e destul de dens, destul de dificil de ingerat, dar în același timp foarte rewarding pe un termen mai lung de câteva zile. Adică se pare că el se așează undeva destul de bine. Da, am emoții, adică e dificil să faci un produs care după aia să aștepte atât de mult timp și după aceea să încerci să-l reînvii și să... Cu toate că a avut de câștigat, cred că, de pe urma faptului că toți am trecut deja printr-un an care ne-a schimbat și vedem lucrurile puțin altfel. I-am simțit pe toți mai maturi acum când ne-am întâlnit din nou după un an. Ați văzut proiecte interesante în ultimul an și jumătate? Mă refer la proiecte teatrale sau vizuale. Acum că tot am exersat cu toții zoom-urile și alte tipuri și de lucru, dar și de expresie. Știu că la Reactor am văzut anul trecut, cred că tot Bobby Pricop a pus în scenă un spectacol în care performerii erau ba în sală, ba afară. Erau fiecare la ei acasă în timpul spectacolului, după care vin toți să se întâlnesc în curtea reactorului la final. Da, o formă foarte interesantă, dar era doar așa un mic exemplu, pentru că discutând m-am adus aminte de acest performance. Ați văzut lucruri care vi s-au părut foarte interesante ca mod de expresie, ca eventuale piste pe care să mergem mai departe, nu știu, în zona teatrală? Da, mi se pare că orice platformă poate fi folosită în sensul ăsta și spectacolul lui Bob este un exemplu bun. În toamna trecută am făcut, de exemplu, și noi un fel de performance online, ca să spun așa. Era un performance care trebuia să aibă loc în spațiul reactorului, ceea ce nu a fost posibil. Și am făcut 5 live-uri simultane pe Facebook într-un grup, tot așa, cu 5 performeri de la reactor, care erau împrăștiați prin tot orașul și filmau cu telefonul un cadru din oraș, în timp ce scriau gândurile pe acel thread live. Și cine intra în acest grup putea să migreze, să-și facă propriul montaj dintr-un live în altul, timp de o oră. Deci, cred că posibilitățile sunt foarte multe de întâlnire până la urmă. Și de asta zic, într-un fel, pandemia cred că ne-a forțat să devenim mai
versatili. Au viitor aceste forme sau ele sunt, vor fi specifice numai... Cu siguranță sunt specifice, da? Dar în același timp, da, cred că ceva s-a deschis. S-a deschis probabil apetența sau posibilitatea pentru aceste lucruri. Ați simțit că există un public nou care nu venea înainte la teatru, care nu urmărea diferite forme teatrale? Mă refer la teatrele, de exemplu, teatrele de stat. Au spus că au câștigat un public nou datorită acestor difuzări online, fie unor spectacole filmate, fie, da. Dar la Reactor sau în proiectele în care ați lucrat, ați simțit că există, nu știu, oameni care n-au văzut până acum teatru și dintr-o dată s-au îndreptat pentru că era mai accesibil, era în online, era ceva nou? E posibil, nu pot să mă pronunț 100% în privința asta, dar în același timp, da, cred că e, pentru mine cel puțin este un semnal că se poate ajunge la alte tipuri de public sau de întâlniri până la urmă. N-am vorbit deloc despre filmele de animație. Okay. Și aș vrea să vorbim puțin, pentru că mai avem câteva minute la dispoziție. Povestiți-mi puțin ce vă aduce acest univers al animației. N-aș putea spune degetul pe rană. Da, pe ce anume m-a făcut să mă îndrept înspre animație. Cu siguranță a fost ceva extrem de puternic. Și mi-a trebuit foarte mult timp să-mi fac curaj să mă apuc, pentru că e un proces intimidant prin amploarea lui. Și da, am tot experimentat, cum spuneam, în spectacole de teatru, în proiecții de-a lungul timpului, după care mi-am făcut curaj într-un final și cred că undeva în 2010 sau 2011 m-am apucat într-un final să lucrez și am făcut acest curmetraj care mi-a luat cred că 5 sau 6 ani din Cutia viață albă. De lucru, da, Cutia albă. Care ultra premiat, l-am aici. Eu mă uit în timpul acesta pe site-ul noastră. Okay. Apropo, pentru cei care ne ascultă, mihaipăcurar.com. Mulțumesc. Dacă vreți să vedeți, da. Nu? Așa. Okay. Ultra premiat. Nu neapărat ultra premiat. Ultra selecționat. Da, în sensul ăsta, la foarte multe festivaluri. Da. Deja best winner, best animation, selecție la AnimaFest, da, și o grămadă. La TIFF. Câștigător, da. A fost o experiență extraordinară pentru mine, pentru că în primul rând m-a disciplinat. Am fost, înainte să mă apuc de această animație, nu știam foarte multe despre animație, decât din faptul că văzusem foarte multe animații și ochiul meu a prins, să zicem, câteva indicii. Dar am fost autodidact pe tot parcursul lui și am învățat foarte multe lucruri. Mi-am propus să încerc foarte multe tehnici, așa că în el există foarte multe, simultan, foarte multe tehnici de animație. Da, și la finalul acestui proces am fost foarte, foarte fericit să simt că a ajuns la foarte... Și în continuare primesc, din când în când mai primesc câte un mesaj, mamă, ce m-a impresionat, ce bine a picat. Da, și lucrurile astea contează. Adică mi se pare că în continuare este valid și din punct de vedere vizual și din punct de vedere a temei, care este tot... rateul comunicării, ceea ce se poate spune și despre interior lumină între oameni. Da, și ce pot să spun cu siguranță în momentul ăsta este că nu m-aș mai înhăma la un asemenea proces. Deci nu mai faceți sau nu în felul ăsta? Nu în felul ăsta, da. Adică prefer să lucrez mai eficient și da, cred că sunt ceva mai atras de prospectul de a fi tată în momentul ăsta. De a-mi petrece timpul în felul ăsta. Foarte frumos, mi se pare mai mult decât lăudabil și vă încurajez în această direcție, mai ales că, cum spuneați, a ieșit din Cluj este ceva relativ ușor și sunt zone foarte frumoase de explorat. În afară de acest proiect, care este un proiect de viață, ce alte proiecte mai aveți, Mihai Făcurar? Păi... cred că ce urmează în perioada imediat următoare este să încep să mă joc cu toate aceste unelte pe care mi le-am pus întrusă până acum. Probabil voi merge mai departe cu această
pistă a regiei, dar nu știu dacă aș numi neapărat regie, ci mai degrabă probabil va fi un soi de orchestra, toate aceste lucruri, video, sunet, performări, online, offline, nu știu. Ideea este că vreau să mă joc din ce în ce mai mult cu ideea asta. Și ce urmează e, din nou, ceva concret, e un proiect foarte interesant pe care l-a inițiat Vlaicu și care se numește Teatrul Post Național Interfonic, care va va fi lansat în curând. Teatrul Post Național Interfonic. Da, în toamnă, care de fapt este un va fi un site cu produse audio în exclusivitate, cel puțin în prima fază, la care voi lua parte și care va fi, da, va fi un experiment auditiv super complex. Îl urmăresc pe Vlaicu Golcea de ceva vreme, este foarte talentat. Vă tentează și zona aceasta? O să... Da, lucrez pe audio destul de mult timp. Probabil a fost primul lucru pe care l-am știut despre mine pe la 4 ani, că vreau să fac muzică. Serios? Da. Și, da, e ceva ce-mi doresc să explorez mai departe. Mulțumesc foarte mult, Mihai Păcurar, pentru vizita de astăzi. Patru discursuri, Olga Malășeva, Nicoleta Lefter, Vlaicu Golcea și Mihai Păcurar, 17 și 18 iulie la Teatrelii, începând cu ora 19:30. Locuri sunt, nu foarte multe, dar eu sper să aveți publicul pe care l-așteptați, acela care vine oarecum pregătit și cu mintea limpede sau deschisă la orice fel de experiență. Mulțumesc frumos și mult succes în continuare. RFI.